E chorar só. Ah, o Ica com dinossauro. Olha. Bună dimineața! Noi ne curățăm pe dinți, ne pregătim să mergem la medic, da? Mergem astăzi. Ești atât de bravă, Nicolas, ești foarte bravă. Noi astăzi mergem la stomatolog cu Nicolas și cu Sofia. Suntem programați cu ambii la ora 9:45 la doi medici diferiți. Ești foarte bravă. Analizele sunt bune, deci nu au alergii la preparate și pentru prima dată astăzi sperăm, nu știm care o să fie finalul, o să facem o procedură lui Nicolas pentru a evita anestezia generală. O să fie un fel de anestezie cu măscuță. Am ieșit deja afară, afară este răcoare astăzi, chiar este un pic rece. O așteptăm pe Sofia. Sperăm că nu s-a răzgândit și nu s-a ascuns undeva prin casă, în scop să nu meargă, pentru că astăzi îi extragem încă 2 dinți. 2 i-am extras săptămâna trecută și astăzi încă 2. Salut, tata! Eu zic, Sofia nu iese, poate ea s-a ascuns? S-a răzgândit? Iată și Sofia! Eu am zis că tu deja te-ai ascuns în casă și nu ieși. Ți este frică? Nu! Nu, ești bravo! Vezi cât de frumos v-am arătat zilele astea gazonul care noi l-am semănat și foarte repede a ieșit. Iată niște fire foarte subțiri și foarte frumoase au ieșit aici. Iată. Cum dispoziția, fraților? A? O să încercăm să filmăm procedura lui Nicolas. Din păcate, nu o să putem fi alături de Sofia pentru că suntem programați la aceeași oră și ea deja știe care e procedura. Da? Și o să mergi singură, ești curajoasă, bravo ești. Și o să mergem cu Nicolas, pentru că unul din părinți trebuie să-l țină în brațe. Dacă ne vor permite să filmăm, o să filmăm. Dacă nu, deja o să vă povestim cum a fost. Și sperăm să ieșim cu rezultate pozitive și să reușim să facem tot. Nicolas este foarte curajos. Noi ieri am făcut inhalații lui Nicolas, deci nu atât era scopul inhalației, pentru că nu am avut nevoie, doar că am făcut-o doar ca el să se deprindă, să știe că îi punem mască și că nu doare, deoarece astăzi procedura va fi la fel. O să-i pună o mască pe față și el zice că deja nu se teme. Este bravo! Da, o să ne curățe dinții și o să ne pună mască. Pe ziua de ieri, atât de călduroasă, astăzi este foarte, foarte răcoare. Da. Sofia deja s-a dus să extragă dinții, dar Nicolas iată ce face, colorează desenul. Acesta este desenul lui Nicolas cu pânii. Da. Ui, Pachiu, că vreau că zuă, Nicolas! Ui, că vă te hrabă! И эта маска сюда будет bubblegum, да? Вкусняй, вкусно-вкусно будет. Вот, молодец. Я ее подержу, да? Будет сейчас воздух вкусный, а потом уже bubblegum.
выходишь на улицу, правда? Много воздуха, да? Особенно когда ветерок, да? Как вкусно! Да? А кто там поет? Молодец! Ой, сейчас чувак, какая классная машина! А что там делает? Варпря ломануться, Мэгги. Да? Салычки, медаль. Ам я щит, я рада динти. То есть, ну, форта стекать. Софиан ворбеште. Я ты динти. Зона маселуца к сигуранца вине. Ноаптя часа ласок и я. Urmează acum două zile de tratament. Săptămâna viitoare ne-am programat la curățarea, tratarea dinților. Cu Nicolas inhalosedarea a trecut bine, deci decât anestezie generală, este super. Și oricum trebuie să revenim săptămâna viitoare și cu el pentru a repara alte dinte. Mi-a plăcut foarte mult pentru că i-au dat lui Nicolas un meniu cu mai multe gusturi. Masca, deci cred că avea miros, da? Diferite gusturi de bubble gum, de căpșune, de banană, de cola, de pizza. Da, înghețată. Da, de înghețată și Nicolas a ales gustul de bubble gum. A plâns un pic, însă mai bine așa decât anestezie generală, părerea mea. Și acum mergem acasă. Nicolas nu trebuie să mănânce jumate de oră după procedură, dar să fie două ore. Sau nu? O oră? Ce ochi a făcut să fiu? O oră, deci ok. Știu că la adulți de obicei sunt două ore. O oră jumate, două. O oră jumate, două, dar la copii este mai repede. Uitați, vezi ce pasager avem noi, un păianjen care merge gratis. Gratis, s-a urcat aici pe mașină și noi îl ducem. Ia. Salut, Sara! Salut, Muli! Salut, Muli! Cea mai cumințică ești tu, da? Tu ești cea mai cuminte. Cea mai cuminte. Tu, mămoși, ești foarte cuminte. Dar tu, flocoasă, ești cuminte? Ce ziceți să o tundem pe Mimi? Cred că de mult e timpul să o tundem. Dați like dacă sunteți de acord să o tundem. Uite așa, Nicolas mă iubește pe mine. Tare, tare, da? Dă-te-o. Sofia a primit o astfel de agendă de la stomatolog. Agenda mea pentru igiena dințișorilor. Aici te voi să scrie numele. Și aici săptămânile, deci pentru o lună, și are și niște stickere pe care trebuie să le lipească atunci când și-a curățit dinții. Asta dimineața? Spală dinții minim de două ori pe zi, dimineața înainte de micul dejun și seara înainte de somn, și a lipește stickerul. Acesta este pentru dimineața, da, și pentru, da, seara. Da. Este soare aici și luna aici. Da. Astăzi, mergând în drum spre clinică, mașina ne-am amintit că este joi și nu am fost telefonați de un domn căruia săptămâna trecută i-am dat trotineta Sofiei la reparație și el a zis că ne va suna luni ca să venim și să o luăm. Numărul lui de contact noi nu l-am luat, doar i-am lăsat numărul nostru și în așteptare că el ne va suna luni, am așteptat luni și el nu ne-a sunat. Apoi noi am uitat și astăzi este joi și noi ne-am amintit că trotineta noastră este la reparație, trotineta noastră electrică. Acum mergem să vedem dacă este gata și dacă domnul nu se zică că eu pe voi nu vă cunosc. Cine sunteți? Sperăm să nu fie așa ceva. Tata râde, poate fi orice. Am luat trotineta, ne-au dat-o. Dar nu știm dacă lucrează, pentru că domnul a zis că el nu are încărcător pentru ea și noi nu am avut încărcător cu noi. Deja o să fie surpriză acasă, dar sperăm că lucrează. Important că ne-au întors. Am venit acasă și nu am recunoscut-o pe fetița aceasta. Cine ești?
Ea se machiază zilnic. De când a finisat cu grădinița, ea zilnic se machiază. Sofia nu. Dar Sara zilnic. Cu cosmetica Sofiei. Ia închide ochii să vedem. Parcă ai fluturi pe ochi. Da, Mimi? Pe tine nu te-a machiat nimeni. Și ce e asta? Cocostârcul și... cine? Priviți! Eu am zis că ea stă într-un picior. Voi faceți poze! Da. V-ați îmbrăcat în rochii albe. Ia priviți! Vai, dar cum de v-a dat așa ceva în gând? Vai, ce coafură are Sofia! V-ați machiat ambele! Ma, la fel! Dar pe Nicola de ce nu-l luați la poze? Vrei? Nichi, vrei să facem poze? Haideți, bine. O să vedem apoi rezultatele voastre mai târziu. Bine. Merg să văd ce fac copiii. Se aud în podul casei, alergând. Vreau să văd ce fac ei acolo. Văd că tata le-a închis ușa. Și ia să vedem ce fac ei aici. Aha, tadam, v-am găsit. Mama, vreți să-ți trai școală? Vă jucați la școală? Da. Ia să vedem. Ce ai tu aici? Nu zice este acesta. Abonații să ne scrie nouă în comentarii. Cine este acesta? Cum se numește? Sara, câți ai tu? Aici și puiuți. Da. Ai unul mare și foarte multe hăinuțe și măști făcute cu mâințele ei. Ștergi tabla? Sofia este profesoară? Ce faci? Acum e pauza. Acum e pauza, deci pot să filmezi, da? Ce face Sara? Da. Așa, hăinuțe din carton. Acesta cred că este... Aceasta eu astăzi am făcut. Astăzi ai făcut? Deci Sara zilnic face careva hăinuțe. Acesta cred că este costum de baie. Da. Corect? Da. Și ochelari. Și căsuța. Și căsuța are Sara. Iată. Deci, să ne scrieți voi cum se numește această jucărie. Noi jucăria nu avem, din această cauză Sara deja face singură cu mâinile ei din hârtie. Cine dintre voi are astfel de jucărie? La fel, să ne scrieți în comentarii. Ce bravo ești tu, Nicolas! Ești foarte bravo! Zero. E zero. Deci bine, vă las, cred că începe lecția, da? Da, un pic. Așa, pa-pa! Plecăm acum, iată, ne-am luat un plet și ne-am gândit la un picnic acum seara și la o surpriză pentru copii. Nicolas, când plângea astăzi după stomatolog, plângea și a cerut ceva și noi i-am promis că vom îndeplini. El încă nu știe, el deja a uitat ce a cerut, dar noi încercăm să îndeplinim. Unde am venit? Eu când am piahari, eu am înțeles. Unde? Eu nu. Eu am înțeles sau a? Bine, tata. Ce e Nicolas? Nicolas. Ce faci tu, Nicolas? Cum face Nicolas? Am ciot am mutrit. Sushi. Sara. Am încărcat trotineta Sofiei după reparație. Ce? Cum merge? Da. Da, super. Ură! Ea merge, dar tu nu mergi cu ea. Hai, acum învață-te din nou să mergi cu ea.
Ați văzut ce cucui are Nicolas? Eu acum abia l-am văzut. Zice că s-a lovit la ușă. Da? S-a lovit? A plâns? Nu? Nicolas, ești bărbat adevărat. Ai găsit-o? Deci noi doar am reparat și trotineta s-a stricat, Sofia a pierdut șurubul acesta de aici și roata îmblă. Mai nu a scăpat-o jos. Am ales locul pentru picnic. Am avut doar plet cu tematica de iarnă, dar cred că nu contează. Și nici nu se văd aici pe acest plet. Deci totul este roșu. Să te descalzi? Hai. Nicolas, ca de obicei, mănâncă doar peștele roșu și restul rămâne. Priviți cum mănâncă Sofia. Și am mâncat numai două. Doar două au nimerit în gură, dar pe lângă gură mai multe. Iată așa, Nicolas a mâncat sushi și așa este mereu. Sara mai mănâncă încă puțin. Sofia mai mult a dat pe jos și a zis că s-a săturat. Da. Și am înghețat cu toții, deja ne-am îmbrăcat foarte brusc. Sara, ce de ieri până azi este rece. Și avem aici un câine. Hei, ce faci? Cătăre, m-am îmbolăcit eu în acest plet pentru că mi-era rece și el mi l-a luat. Eu merg după Sofia. Oh! A fost moale. Sara prima dată merge cu trotineta electrică a Sofiei. Hai, arată, ce poți? Cum poți? Doar când începe așa la viteză, Sara imediat sare de pe ea. Deja e târziu, e noapte și noi plecăm din parc, ultimii, cred eu. Eu sunt foarte flămândă. Ești foarte flămândă? Mergem eu acasă nu. Să mâncăm. Tu nu? Tu ai mâncat sushi, se vede. Eu o să fac salată. Tu o să faci salată? Da. Bravo!